nenorocit, este un potențial cadavru la televizor? Cum adică? Erau interesele cele mai obișnuite. Ce eu dacă mă duc să-i dau un pumn lui Codrin Ștefănescu acum, ce trebuie? Toată lumea să mă susțină? Și aia care îl înjură pe Codrin să spună, bă, bine i-ai făcut. Foarte bine i-ai făcut, că așa merita. Bă, nu-i normal. Adevărul că nu-i normal, că atunci fiecare s-ar bate cu fiecare. Ar fi meciuri în fiecare zi. Deci nu-i normal să fim așa. Victor Ponta a avut și el o ieșire, dacă a avut o treabă, Băsescu, cum să nu aibă Victor Ponta, și mai așteptăm și altele. Oricât de provocator sau de enervant este un adversar politic, nu există nicio scuză pentru a-ți rezolva o problemă cu pumnii. A început Ponta, care acum, totuși, să luăm lucrurile din punct de vedere politic, pentru că așa sunt, el de-abia a trecut într-un nou partid, da? Are nevoie de un pic de susținere. Susținerea nu mai vine din partea PSD, da? Ăsta a fost purtătorul lui de cuvânt, a fost omul lui, da? Victor Ponta nu ține prietenia mai mult de 10 minute cu nimeni, da? Deci trebuie să o luăm în contextul actual. Victor Ponta ce face? Face pe fariseu, da? Amendând comportamentul lui Mirel Palada, pentru că are nevoie să se comporte așa în declarația publică, sigur. Acum, dacă el crede, puțin probabil. Da? Deși Victor Ponta nu emana, într-adevăr, cum să spun, abătăuș. Pe el nu de asta îl suspectai. Pe el îl suspectai că mințea cum respira. Deci nu puteai să fii sigur niciodată dacă a spus adevărul sau a mințit. Asta era problema lui. Nu că la pum, te lua la pum Victor Ponta. Era genul. Asta clar. Zice așa, deci îmi pare rău de Mirel Palada. Nu mă dezic acum de el ca om sau coleg într-o perioadă dificilă. Deci nu mai era nimic între ei, evident. Dar cred că eu pot să-i spun adevărul neplăcut. A făcut o mare prostie și va plăti scump pentru asta. Așa cum îl cunosc, cred că acum realizează cel mai bine acest lucru și îl regretă. Dar suntem toți responsabili pentru deciziile noastre greșite. E, nu chiar toți, domnul Ponta. Noastră nu sunteți chiar atât de responsabili, că văd că v-ați întors în politică mult mai repede decât se aștepta unii. Și mai e ceva pentru care Mirel ar trebui să-și dea singur un pumn. Ne? Scandalul provocat de confruntarea lui Goțiu este un dar căzut din cer pentru toți cei care vor să îngroape acum povestea. De 1000 de ori mai sordidă și mai periculoasă pentru societate, cu aventurile juridico-amoroasele faimosului portocal Negulescu. Păi nu s-au îngropat. Le-am văzut și noi mai devreme, dar fâs. Ce mă interesează că îi făcea curte Andrei Cosma și că aia a spus nu. Ce mare aventură a fost asta. Și adică ce, domnul Ponta? Negulescu e singurul om de ăsta bine situat, că e mai decent să-l numim așa, singurul om cu poziție care încearcă să agațe o muiere cu rangul pe care îl are? Hai să fim serioși, că îți dai chiar de râsul lumii. Păi a făcut și el asta pentru că își permitea. Dacă era sudor, nu se ducea după Andreea Cosma. Stați liniștiți. Dar așa, văzând că se poate, de ce nu? Deci ăsta nu e un incident, aventurile juridico-amoroasele faimosului portocală. Mai degrabă sunt chestiuni complicate la PSD. Dar nu se uită nici alea, peste 3-4 zile despre asta se va vorbi înapoi. Bun, primele dovezi scrise și certe privind dosare penale mai falsificate și mai abuzive decât în anii 50. Asta există peste tot, numai încă nu s-a scotocit destul. Incidentul a stârnit mai multe reacții, prin care așa lui Dan Corneliu Ionescu, iată avem această ieșire așteptată, președintelui Federației Române de Aikido, care a scris pe Facebook că domnul Mirel Palada, l-a ortografiat cu majuscule, este o rușine pentru Aikido-ul din România. Sper că organizația din care face parte va amenda comportamentul său agresiv. Deci nu se va amenda mare lucru. Se așteaptă uitarea. Palada acum trebuie să stea câteva zile. Weekendul ăsta nu este consiliat să se ducă la TV să facă pe grozav. Nu l-ar avantaja. N-ar avantaja nici PSD-ul, că oricum n-are niciun plan de bătaie. Da, nu s-aș... Nu știe să facă nimic, doar să tacă eventual, dar de săptămâna viitoare, când lucrurile se vor limpezi și românul va începe să uite, pentru că pe el îl interesează grijile lui, da? Nu poate să dea prea multă atenție celorlalți, asta este principala meteahnă a poporului român, el nu se poate concentra pe treburi care, într-adevăr, contează pentru ceilalți. Se poate concentra cu adevărat numai pe treburi care contează pentru el. Și atunci nu o să stea nimeni, da? Să se uite la
video și la YouTube-uri cu pumnii lui Palada. A, mai ales că sunt mulți de ăștia care de-abia așteaptă o cafteală. Că de asta intrau să caute imaginile, să vadă cum i-a dat lui ăla. Exact cum scrie și Boanchi. Nu există niciun respect, nicio... Astea sunt termeni goi de sens. Avem și reacția fostului lider USR, Nicușor Dan. Mărâtul ăsta, săracul, cred că și-a luat aseară la înjurături. Îți dai seama cât s-au vrut să-l bată pe el. Virtual, așa. Numai auzind că a luat-o goțiu. Câți ori fi zis, unde-i mă, Nicușor ăla? Așa? El a comentat săracul pe pagina personală de Facebook acest incident și spune scăderea continuă a dialogului democratic. Face apel la presiunea publică pentru ca Mirel Palada să plătească. Păi, să mă ierte, n-au plătit unii care au furat, au devalizat această țară. Am asigur, cazurile n-au legătură unul cu altul. Dacă am acolo, ar trebui să ne fie speranța. Cât au plătit unii care au devalizat țara asta și cât o să plătească ăsta pentru un pum. Așa? Era de așteptat ca scăderea continuă a dialogului democratic, aici zice bine în paranteză domnul Nicușor Dan, vă amintiți de ciocul mic? Acum suntem noi la putere. Cum să nu ne amintim? Bineînțeles. Păi asta și vroia să spună. De-aia n-am fost tandri niciodată cu PSD-ul. În motivele astea. Numai analfabeți și smart doi. Iată-i. Ăia care nu știu să scrie, să răzbună pe cei care le stau în cale la un moment dat, o să ajungem imediat iarăși la niște greșeli colosale ale Ministrului Sănătății, răia pe drumul Ministrului Învățământului în mod extraordinar. Așa, Mihai Goțiu va depune plângere penală și este nevoit să facă lucrul ăsta, dar de asemenea are nevoie de presiunea publică pentru ca agresorul lui să plătească. Goțiu este un luptător, ne transmite Nicușor Dan, ani de zile a fost unul dintre principalii opozanți ai proiectului minier de la Roșia Montana, deci de asta era luptător, am înțeles, alături de Mihai Goțiu, a transmis Nicușor Dan, cum se face acum, ați văzut că și domnul Goțiu avea ieri niște embleme, niște insigne, da? Niște pinsuri de alea în piept, păi probabil că acum vor tipări ăștia de la USR dacă mai au lovele. Sigur, și unul din ăsta cu alături de Mihai Goțiu, scris în trei rânduri, așa ca să fie ecusonul ăla un pic mai mare. O, bineînțeles, avem relația, o relație, cum să spun, într-adevăr, de amiciție profundă, da, cu Ludovic Orban, nu noi, da, toată presa în general, cu liderul opoziției, trebuie să-i dăm și lui cuvântul. E bine, iată reacția lui Ludovic Orban în urma incidentului de aici din studio. Solicit energic pedepsirea golanului politic pentru infracțiunea pe care a săvârșit-o, și anume a fostului purtător de cuvânt al guvernului PSD. Da, corect, i-a ieșit aici. Mult timp mi-am pus întrebarea când se va ajunge la bătaie din partea PSD. Nu, s-au mai bătut ei. S-au bătut de multe ori. Dar nu în pauze publicitare neapărat în studiouri. Iată că s-a ajuns la bătaie din partea fostului purtător de cuvânt al guvernului PSD Ponta, un om trimis permanent la înaintare și care susține ideile aberantele partidului de guvernământ. Bun, asta Ludovic Orban avea tot timpul să-și cizeleze frazele. Șeful liberal a mai adăugat că PSD se transformă într-un partid totalitar. E, totuși cam repede și aici se face tranziția. Amenințarea, intimidarea, agresivitatea, brutalitatea de limbaj, atitudinea ostilă permanentă, intimidarea opoziției, aici știe mai bine, au devenit politică de partid pentru PSD. Totuși, la un moment dat, trebuia să-l întrebe și pe Liviu Dragnea ceva și l-a și întrebat. De ce Liviu Dragnea n-a avut o poziție privind comportamentul grobian și brutalitatea fizică săvârșită de un cirac de-al lor împotriva unui reprezentant al opoziției? Minunată asta de final. Pe Liviu Dragnea, de ce n-a avut? Liviu Dragnea n-a avut nicio ieșire la nimic. Eu fi spus cineva, Liviule, dracului mai bine taci. Da? Ăsta, uite, e chiar un bun titlu pentru un articol. Liviule, virgulă, dracului, virgulă, mai bine taci. Semnul exclamării. Nu dă rău. Adică asta e o politică a la Iohannis pe undeva, sigur, deși nu vrem să-l amestecăm și în incidentul ăsta, că probabil săracul nici n-a aflat.
Așa, nu-i de nasul lui oricum, sunt treburi importante în țară, dar pentru Dragnea, sigur, pentru Tudose, e stânjenitor, evident, stânjenitor să n-ai nicio reacție în fața, ci să înțeleagă lumea. Că tu ești până la urmă la școala de corecție și că s-a bătut unul acolo și tu l-ai aprobat. În cazul ăsta, tăcerea nu este un atu. Bineînțeles, dar nicio condamnare din aia, probabil că Dragnea și-o fi spus și asta, posibil. Fi spus, bă, tată, ce să mă apuc acum să fac, ea după aia vor sări pe mine, că de ce am condamnat. E adevărat că a venit aici și a spune tot felul de cuvinte care, ce putea să spună? Așa cam cum a scris Victor Ponta, da, condamn cu fermitate. Da, nici nu puteai să te dezici 100% de el, că așa în fiecare zi, dacă se bate câte unul, nu mai rămâne nimeni în PSD. Deci nici asta nu putea să facă și atunci l-ar fi puvnit și pe el râsul, probabil, de textul pe care trebuia să-l prezinte. Ok. Ministrul Agriculturii, Petre Daia, trecem și la acest subiect, a recunoscut faptul că și-a angajat fica într-un post din cadrul instituției pe care o conduce, sublinind că doar a ajutat-o să-și găsească un rost în viață. De asta apărea el săracul la televizor cu mânecile suflecate, mânca de-i curgeau roșiile alea pe bărbiță, țineți minte, el cum îi numește până la urmă, proiectul Tomata, așa nume i-a dat, Tomata, îi spune, un cuvânt totuși destul de storcit, domnul Daia, în limba română. Mai degrabă i-ați fi spus tomate marelui proiect, pentru că tomata nu duce cu gândul la roșie, la pătlăgica roșie. Nu sună în românește bine tomata. Nu este complet greșit, dar este ca și cum noastră, domnul Daia, care sunteți un analfabet, da? Este ca și cum ați fi spus proiectul cartof prăjit. Da? Nu e normal. În limba română se folosește termenul de tomate, dacă vrei să te explici, cum Dumnezeu să... Ăsta e proiectul vieții lui, da? De asta insist câteva cuvinte. Asta va realiza, asta e maximumul carierei lui, sumul lui, zenitul ascensiunii lui Petre Daia. Proiectul ăsta, cu roșiile să mănânce românul roșii românești de sărbători, adică de Crăciun și de Revelion. Ăsta e visul vieții. Dacă îl duce la un sfârșit, după aia poate să se arunce din înaltul Catedralei Mântuirii Neamului, am înțeles deja de la etajul 16, ar putea să o facă. Gata, tata, s-a terminat pentru asta. Bă, și proiectul vieții tale să-l numești Tomata? Ăsta e un nume, iertați-mă, de botez în sectorul 5 la ăia care au furat electricitatea de peste drum. Da? Cum adică Tomata? E, halucinant. Dar mă rog, să ne întoarcem la Petre Daia. Deci sărântocul ăsta și-a angajat, bă, fata exact acolo unde lucra el. Deci dacă era dulgher, o ducea la dulgherie, să înțeleg, ca să-și găsească rost în viață. Adică era bâtă, bâtă, bâtă. Ceea ce sigur nu ne surprinde. Dar să știți, acum, pentru cunoștințele noastre, domnul Daia, și academicianul Alexandru Graur a făcut la fel. Când l-a adus pe fiul său, Dumitru Graur, la televiziunea publică și l-a făcut comentator sportiv. Da? Pentru un academician, totuși, era o rușine să-și facă băiatul comentator sportiv. Dar dacă ăla nu se pricepea la nimic. E, vedeți, așa și noastră. Dacă fata noastră, până să ajungeți noastră să faceți proiectul Tomata, n-a reușit nimic în viață, bă, atunci înțelegem. Chiar ne retragem din dizertația asta net superioară a ceea ce puteți noastră să înțelegeți, să fie bine primită. Dați-i niște castraveți eventual pe mână, că poate o mânca și de aia de sărbători, evident tot românești. Este un referent la o unitate subordonată ministerului. De câteva luni de zile este acolo. Este un adevăr pe care nu-l ocolesc și n-aș avea de ce să o fac, dacă tot s-a aflat. Este un copil, dar ca și dumneavoastră așteaptă să-și găsească rost în viață. Da, bă, de la minister? Să-ți găsești rost în viață când tactul e ministru? Sună ciudat. Da? E cam ca în fabula aia lui Alexandrescu. Sună ciudat. Sper să-l găsească, adică rostul. Iar în ceea ce mă privește ca părinte, o ajut să-l găsească, pentru că e firesc, este natural. Da, domnule, dar învățați-o, într-adevăr, cu principiile, cu... Da? Sigur că nu sunteți primul părinte care își duce copilul într-un loc minat. Tocmai vă spuneam înainte, da? La televiziunea publică și, în general, peste tot, acolo unde este sectorul public în România, cam toți fac așa. Copilul n-are un drum în viață pentru că n-ați fost dumneavoastră destul de atenți cu el sau nu-l duce capul pur și simplu și atunci hai vino tu lângă tata. Da? Să vedem. Asta se poate face, domnul Daia, știți când?
într-un caz dintr-un milion, când copilul într-adevăr este superior părintelui. Dar noi nu prea avem exemple. Nici cu actori care s-au făcut actori pentru că părinții lor au fost actori, nici cu jurnaliști care s-au făcut jurnaliști pentru că părinții lor au fost jurnaliști. Nu prea sunt exemple în care un mastodon dintre ăsta să-și aducă o drasla acolo. Da, nu vorbesc numai de România, sunt străinătate. Cam toate sunt eșecuri. Sigur că și Alain Delon și-a adus băiatul, și Cusca Depardieu și-a adus și fata și băiatul. Da, și așa mai departe. Și Belmondo și-a adus copii. Bineînțeles că nimeni n-a reușit să se ridice. Acum zic eu, Petre Daianu în categoria asta. Aș fi putut și eu să spun de ai noștri câțiva. Da, în categoria asta, da. Îndoiesc totuși că fata asta va ajunge să repună România pe șinele preferate. Mă îndoiesc, pur și simplu. Bun. După ce a lăudat în mod special oaia, asta e de notorietate, practic asta știe.